Încă o dată am avut dreptate. Dacă m-ați urmărit și ați văzut ce am spus despre cazul lui Dede, Dan Iaconescu în direct, o făcătură ordinară, ca dovadă că prima oară au venit... Adică mi-am dat seama în 3 secunde, cum poți să vii la unul asemenea acasă cu 20 de oameni, cu 30 de oameni dimineața? Una la mână, a doua la mână. De unde știa presa că vine la ora 6 să-l salte? A treia la mână, cu o seară înainte, era lumina stinsă pe străzi zilele că am trecut întâmplător. Cred că vreau să stăteau ascunși pe acolo, să nu fugă marele fugar. Plus, toată chestia asta mi s-a părut cu sută cu ața albă, pentru că au apărut la toate, cum au apărut pe, la toate televiziune, date din urmărirea penală, care ăștia nu înțeleg niciodată în România și toată lumea se uită așa, sunt interzise, adică acele oameni care le-au dat, ar trebui să meargă la pârnaie. Simplă povestea. Pentru că dai niște chestii, niște date despre o cercetare care nu se știe dacă este adevărată sau nu este adevărată și spune greșit un om care îl scoți efectiv din viața politică și din presă. Asta au și urmărit. Am fost la am participat la o emisiune, în fine, vă spun asta mai încolo, dar ce am demonstrat, adică ce am spus eu, n-are cum să-l țină pe toată vrăjeala asta. Ca dovadă că prima oară a dat arest la domiciliu, acum i-au dat control judiciar. Și o să vedeți că o să ridice complet, pentru că am înțeles că o parte, mare parte din stenogramele astea nu sunt reale. Am înțeles că a dat un comunicat, dar nu sunt sigur de chestia asta. Toată lumea, că și ieri la televizor mă întrebau de ce au cu el. Este foarte simplă problema ce au cu el. El este legat, pentru că dacă ați urmărit toate emisiunile la televiziune, spunea nașul lui Simion, martorul lui Simion, fratele lui Simion, prietenul lui Simion. Adică ei au vrut să lege acest cuplu. Într-adevăr, cred că au și o relație prietenie, nu stau eu să urmăresc pe Dan și pe asta. Ceea ce mi-a spus și la mine pe emisiune se pot vedea cu 2 săptămâni înainte că m-am întâlnit cu el, că e frică că îl arestează după ce am văzut ce au făcut cu Gigi și cu toată lumea, e frică că îl arestează. Și uite că i s-a întâmplat. De ce sunt speriați? Simion, e foarte simplu, Simion, făcând o chestie care asta ar trebui să facă un partid românesc, un partid care ține cu această țară. Nu știu dacă va face și când va ajunge la putere, dar deocamdată ce face este pe placul meu și a multor oameni, are 20%. Dan Iaconescu, dacă făceau un truz de presă sau dacă mergeau împreună sau dacă făceau, ia cel puțin 10-15% la Pasia. Eu am fost cu el în toate campaniile alea în care a făcut și a luat 17% din televizor. Eu nu credeam în viața mea că se poate întâmpla așa ceva într-o țară, dar uite că se poate întâmpla. Și atunci lor s-a făcut frică, pentru că erau două pietre tari, vocale, care aveau ce să spună și s-au speriat ăștia că ajung la 35-40%. Asta este toată povestea. Toată lumea o dă după colț că nu, că da, că la, că la. Acest este pentru ce a fost și eu zic că vor mai urma în jurul lui Simion. Deci încă o dată s-a adeverit ce am spus. Nu că sunt mafalda, dar e o chestie logică. Am spus-o din prima. De când l-a luat, i-am spus un prieten de-a meu, care prieten și cu ei, i-am spus, bă, ăștia vor să ajungă în partea asta altă. M-a sunat aseară, mi-a spus, da, mai, avut dreptate. Deci asta este toată povestea. Deci la un asemenea caz grav, când vii cu 200 de mascați, când faci și la ce au dat în presă, pornografie infantilă, aia îl fac zop pe oricine. Înțelegi? Și nu poate să-ți dea drumul. Și mai e o chestie. Toată lumea, că eram în emisiune, când spunea, bă, am și eu două fete, că dacă mi s-a întâmplat. Stai, Dumnezeu, să punem la punct. Astea nu erau două fete normale pe care le-au agățat ei pe stradă să facă. Astea erau fete care asta făceau, indiferent că venea Dan Diaconescu sau nu venea, sau dacă a fost Dan Diaconescu sau nu a fost, ca dovadă că ele veniseră cu tehnică de imprimare să-i șantajeze să facă. Adică nu erau două copile cu minți care roate de pe stradă. Vai de capul roșu la fetele acum au ajuns în situația asta. Asta nu este problema mea, este problema legiuitorului. Asta am vrut să vă spun, să vă doresc un Paște fericit, tot ce vă doriți, ne vom vedea după Paște. Vă pup, Serghei!